Deci am să vă spun doar un singur lucru în legătură cu taxa de habitat. Am văzut că primarul municipiului Târgoviște, prin abuz, a adăugat această taxă percepută pe un an de zile, alături de taxa pentru clădiri, impozitul pe clădiri și impozitul pe teren, lucru care este inadmisibil pentru că serviciul n-a fost prestat, el urmează să fie prestat, taxa ar trebui să fie percepută lunar și este un acuz din partea dânsului să oblige cetățenii municipiului Târgoviște să plătească până la 31 martie această taxă pe total an, iar în cazul în care nu ar plăti-o, să opereze penalizarea, atâta vreme cât serviciul nu-i prestat.